În zilele noastre, fie că trăim un eveniment major, precum o nuntă sau nașterea unui copil, fie că avem în față o pizza arătoasă sau poate o tocăniță, ceva mai chipeșă, nu ne putem abține să nu facem fotografii și avem la îndemână o grămadă de aparate pentru treaba asta. Însă, nu acum foarte mult timp, sunt doar 103 ani de atunci, de exemplu, la Marea Unire a fost un singur fotograf care a făcut doar 7 fotografii. Puteți să concepeți treaba asta? De ce un singur fotograf la Marea Unire? Nu a existat un fotograf oficial, organizatorii evenimentului nu s-au gândit pur și simplu să contracteze serviciile unui fotograf. Existau chiar magazine în Alba Iulia care comercializau aparate foto, hârtie fotografică, etc. Dar pare că această tehnică nu aparținea românilor. Era scumpă. Singurul fotograf al Unirii, Samuel Mârza, avea pentru că fusese fotograf de război. Atât de scump era un aparat foto, încât trebuiau vânduți boi pentru avem tatăl lui a vândut doi, nu? O mărturie exact. Tatăl său a vândut doi boi ca să cumpere aparatul de fotografie. Da, erau lucruri scumpe. Și greu de manevrat. Era nevoie de un timp destul de îndelungat ca să pregătești o fotografie, dar nu mai era ca la 1840. Cu becul adică care exploda. Se folosea pulberea aia pentru blitz, dar nu a fost cazul, pentru că pozele au fost afară în timpul zilei. Cine este acest Samuel Mârza? Știm că a fost în război, știm că nu venea dintr-o familie tocmai înstărită. Da, o familie. Era un tinerel. O familie de țărani. Da, din Galtiu, cum spuneam, a făcut ucenicia la Sibiu în perioada interbelică și mai târziu el a funcționat tot ca fotograf, deci cam asta a făcut toată viața lui. Tot pe internet am aflat că Samuel Mârza era proaspăt întors de pe front și a venit pe 1 decembrie să facă fotografii. Este adevărat? Adevărat. Este adevărat, el a venit pe jos, a venit în 14 noiembrie, era la Viena, pentru că știm că a realizat niște fotografii acolo și apoi tot drumul pe jos până la Galtiu, unde a ajuns cu 4 zile înainte de 1 decembrie, înainte de eveniment. Noi astăzi, dacă facem o fotografie cât de cât reușită cu telefonul unui apus sau unei pizze, cum povesteam mai devreme, devenim superstaruri pe TikTok sau pe Instagram. El a devenit un superstar în comunitatea lui? Nu prea. El a devenit cunoscut așa în cercurile istoricilor, dar multă vreme lumea pur și simplu n-a știut de el. A comercializat albume, foto cu Unirea în anii următori, a mai făcut fotografii și la alte evenimente, dar nu a ajuns un fotograf de notorietate. El a primit ulterior, după aceea, după 1919, un certificat care atestă faptul că a fost unicul fotograf al Unirii. Partea finală a vieții a trăit-o în sărăcie. Sunt anumite detalii rămase mărturie, pentru că și eu am cunoscut oameni care l-au cunoscut pe Samuel Mârza și atunci lucrurile, poveștile s-au perpetuat din generație în generație. Este păstrat într-o formă foarte bună acest aparat. Ar mai avea vreo șansă să fie folosit vreodată? Nu s-ar putea să fie folosit pentru că este înscris în categorie tezaur, dar pur teoretic, probabil îi lipsește ceva pe acolo, vreun șurubel, ar putea să fie folosit, ar putea să fie funcțional, sigur că da. Este un aparat de marcă germană, e produs la Dresda, a fost vândut Muzeului Unirii în 1966 și se pare că un aparat cu care Samuel Mârza a făcut poze vreo 6 decenii. Întreb dacă aparatele mele o să funcționeze și peste 60 de ani. Vă mulțumim tare mult că ne-ați primit aici. Am aflat mai multe despre Samuel Mârza. Mulțumim pentru informații. Moment, domnișoară, orice filmare cu mine trebuie aprobată de Comandamentul General.